Maricel Popa, vecinul nostru de la Comarna, președintele Consiliului Județean, care nu a putut să fie prezent la deschiderea evenimentului. Așa că, domnule președinte, vă mulțumim pentru gândurile bune, chiar dacă dumneavoastră nu sunteți prezent astăzi aici. Maricel Popa, vecinul nostru de la Comarna, președintele Consiliului Județean, care nu a putut să fie prezent la deschiderea evenimentului, dar vă transmit mesajul prin dumnealor, probabil că să-l transmită și domnul deputat Vasile Câtea, de la mulți ani comunității noastre și că e alături de noi cu gânduri de bine. Așa că, domnule președinte, vă mulțumim pentru gândurile bune, chiar dacă dumneavoastră nu sunteți prezent astăzi aici. Vreau să-l felicit pe domnul primar pentru tot ceea ce face, pentru tot ceea ce a făcut, pentru dârzenia cu care își apără interesele comunității, pentru investițiile care le-a făcut, le face și urmează să le facă în comuna Schitul Duca. Eu sunt alături de el de fiecare dată. Să vă dea Dumnezeu sănătate, vă mulțumim domnule primar Mihalache, vă mulțumim Consiliului Local, primăriei Schitul Duca, aici Poiana, vă iubim și... Vă îmbrățișăm pe toți, vă mulțumim pentru invitația pe care ne-ați făcut-o aici, în inima Moldovei. Vă iubim, Schitul Duca, la mulți ani tuturor! Mulțumim din suflet, să vă dea Dumnezeu sănătate! Și mai am o dedicație specială pentru domnul Mihai Mihalache, un primar de stâlnic, să vă doriți un primar și domnul vice! În sus și aplauze pentru domnule Paradi! Domnule Paradi, bine ați venit înapoi la Schitul Duca! Vă putem stimul și respect, vă iubim cu drag! Mulțumesc mult, bună ziua, bine v-am regăsit, dragii mei! Aplauze pentru domnul primar, că merită toate aplauzele noastre! Bună ziua, maestre! Bine ați venit în comuna Schitul Duca! Vă stimăm, vă iubim și vă respectăm! Multe stimă, mult respect! Vreau să vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați făcut-o astăzi, aici, în satul dumneavoastră, Schitul Duca. N-am fost niciodată, într-adevăr, sunt pentru prima dată, iar vreau să spun că domnul primar este un om deosebit, după câte îl cunoașteți dumneavoastră mai bine decât mine, iar eu am priceput în câteva clipi că acest om iubește în primul rând oamenii, muzica, dar cei ce iubesc muzica, asta înseamnă că iubesc toată societatea noastră românească, să trăiască, fiindcă și el are două fiici care cântă la vioară și vreau să spun că asta înseamnă foarte mult, fiindcă suntem aproape cu sufletele. Iar noi am venit pentru dumneavoastră, cei care sunteți aici, vreau să dovediți încă o dată că în lume nu există horă mai frumoasă decât hora românească. Să trăiți la mulți ani! Mulțumesc, maestre! Maricel Popa, vecinul nostru de la Comarna, președintele Consiliului Județean, care nu a putut să fie prezent la deschiderea evenimentului. Așa că, domnule președinte, vă mulțumim pentru gândurile bune, chiar dacă dumneavoastră nu sunteți prezent astăzi aici.